Deci, traize, la era camioneta, camion ce este, grabă, cum se numește. Așa era oprită și am văzut, la 50 de metri, am văzut că gata, va că e și accident. Și s-a bușit și aia a fost tot. A murit șoferul, a dormit pe prima banchetă, l-a aruncat pe geam, e mort. Nu știm să vă spunem exact cum s-a întâmplat, că dormeam. Și ne-am trezit sus ca unii. Nu reușim ce să vă spunem. Zăpăceală mare, frică. Deci mai mult dată n-avem ce să vă spunem. Un autocar care se deplasa dinspre Sibiu spre București lovește în partea din spate o autobasculantă care era oprită datorită unei defecțiuni tehnice survenite, respectiv o pană la un pneu. Menționez faptul că autobasculanta era semnalizată corespunzător cu triunghi reflectorizant pentru remedierea acestei defecțiuni. În autocarul care se întorcea din Spania se aflau și mulți argeșeni. Aceștia fuseseră la muncă și mai aveau câțiva kilometri până acasă. De la bucuria că își revăd familia, argeșenii au trecut la clipele de coșmar, care au venit imediat după impact. S-au trezit pe jos, unii peste alții, printre scaunele care au venit peste ei. Mi-au cam aminte că m-am trezit între scaune. Ce să mai am aminte? Că m-am trezit între scaune... Dormeați? Nu dormeam. Și să mă ascultam muzică. Păi dacă mă distram, cu... impactul și v-ați trezit? Da, și m-am trezit cu... Păi da, cu totul rup, cu mâna, piciorul și astea. E scaunele așa. Val Vârtej. Unde mergeați? La Pitești. Și acum ce faceți? Păi acum așteptăm un alt autocar să vină să ne ia mai târziu, când o veni, nu știu. Când m-am trezit, deja eram aruncată sub banghete. Atâta tot știu. Al doilea șofer al autocarului a murit, iar 19 răniți au ajuns la spital în Sibiu. Alți pasageri au primit îngrijiri medicale la fața locului. În jur de 20 de victime am reușit să numărăm și să transportăm la spital. Restul au fost cu răni ușoare și au rămas la locul accidentului. Am avut un decedat, șoferul autocarului. Au mai fost 3 persoane încarcerate cu suspiciune de traumatism de coloană vertebrală care au fost transportați de primă intenție la spital. În restul au suferit răni ușoare, fracturi de membre, contuzii, traumatisme craniene închise, traumatisme abdominale. Am avut 3 victime încarcerate. Rândul de scaună de pe partea stângă este basculat, un fel de Lego. Impactul a fost deosebit de puternic, dar din păcate am avut un decedat. Și restul victimelor sunt la spital cu toate. Restul pasagerilor a ajuns acasă cu un alt autocar care a venit să ia de la Sibiu.